Printre multele probleme cu care societatea Apa Service se confruntă, furturile de apă rămân o situație destul de des întâlnită. Nu puțin sunt cei care încearcă să măsluiască apometrele, iar cei din mediul rural care dețin grădini cad ades pradă acestei tentații. În privința furturilor de apă pe care le-am depistat eu și despre care pot să vorbesc, situația este cam în felul următor. În general se produce la cei care au dăudat grădini vara. Ei în timp și-au făcut, evident, în curtea lor și-au reușit să bypasseze aparatul de măsură. Avem prin dotare din acest, în dotare din acest proiect un aparat care depistează scurgerile de apă, conductele prin care trece apă. Conducerea Apa Service are în vedere să depisteze pe cei care recurg la asemenea procedee. Și o metodă este urmărirea prin sondaj a facturilor suspect de mici în gospodăriile cu mulți consumatori sau în zonele unde se practică grădinăritul. Facem prin sondaj acolo unde constatăm că la facturare facturile sunt, cum să spun, rușinos de mici, în condițiile în care omul are piscină sau grădină de legume sau de flori. Acolo unde găsim, nu avem posibilitatea decât să impunem o plată paușală pe ultimele 12 luni, legea nu ne permite altceva. La ora actuală, cei care sunt prinși că au intervenit asupra apometrelor sunt puși să plătească după sistemul paușal pe ultimele 12 luni, dar operatorii speră ca legea 241 să fie schimbată în favoarea lor. Se lucrează acum la modificarea legii 241 în sensul că furtul de apă să fie considerat infracțiune. În acel moment, măcar așa poate, omul va fi speriat de perspectiva, eu știu, privării de libertate sau unei amenzi penale consistente și va renunța la acest mod fraudulos de a folosi apa și de a nu plăti. Întorcând problema la 180 de grade, Giurgiu Veni trebuie să știe că dacă au suspiciuni cu privire la funcționarea corectă a apometrelor din case sau apartamente, se pot adresa societății Apa Service, care dispune de un laborator de metrologie acreditat să verifice funcționarea aparatelor de măsură a consumurilor de apă.